Bună dimineața tuturor! Numele meu este Bogdan Nicolescu și astăzi o să susținem seminarul de Țervo-Prestă Festo YJKP. O să mai așteptăm câteva momente să se înregistreze toți participanții. Avem deja foarte multe persoane și văd că interesul este în creștere. Vă încurajez pe parcursul acestei sesiuni să puneți întrebări, să ridicați mâna. Există o opțiune în această interfață, în partea de jos, se numește Raise Hand. Deci veți putea să interacționați cu mine și vă încurajez să faceți acest lucru. Dacă întrebările vor putea fi abordate foarte rapid pe parcursul prezentării, o să le răspund pe loc. Dacă nu, oricum, la final există sesiune de Q&A și le vom dezbate pe larg împreună atunci. Bun, văd că deja a intrat suficientă lume. Să începem din nou. Bună dimineața și celor care tocmai ni s-au alăturat. Numele meu este Bogdan Nicolescu, sunt membru al echipei tehnice Festo România. În următoarele 45 de minute vom aborda împreună subiectul aplicațiilor industriale de presare. Vom discuta atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al aplicațiilor și al experienței pe care am dobândit-o până acum în integrarea proiectelor de automatizare din România în special. Bun. Haideți să începem cu un scurt poll. O să vă rog să răspundeți. Avem o întrebare foarte simplă referitoare la care sunt așteptările noastre de la acest webinar. Vă rog să alegeți în principiu trei răspunsuri din cele cinci variante. O să las câteva minute acest poll. Bun, văd că deja răspunsurile încep să apară. Vă încurajez pe cât mai mulți dintre astăzi să răspundeți, pentru că ne vom calibra prezentarea și în funcție de așteptările noastre. Bun, iată și rezultatele. Sunt
Sunt conform așteptărilor, sunt conform lucrurilor pe care le-am anunțat și vă invit să dezbatem acum pe larg aceste subiecte. Bun. Care ar fi cuprinsul acestei prezentări? O să începem, bineînțeles, cu un scurt istoric al aplicațiilor de presare, o prezentare generală a servopresei Festo. După o să abordăm tipuri de procese de presare, o să enunțăm metodele de abordare a proceselor de presare, vom încerca să identificăm împreună cerințele unui proces de presare. Mai apoi avem partea cea mai interesantă, cred, pentru noastră, referințe din industrie și exemple de aplicații de presare. Noutățile soluției Festo YJKP, noile servicii de asistență tehnică și, nu în ultimul rând, accesul la documentație. Haideți să începem. Încă din cele mai vechi timpuri, omul a avut nevoie de echipamente din ce în ce mai complexe de presare, al căror scop generic poate fi rezumat astfel. Nevoia de a replica la o scară cât mai largă și cât mai fidel produse ce necesită prelucrări mecanice. Expresia cât mai fidel a evoluat exponențial în ultimii 50 de ani, spun eu, odată cu avansul tehnologic al proceselor industriale. Creșterea cerințelor de validare a proceselor de presare în materie de dinamică, acuratețe sau repetabilitate a condus la dezvoltarea constantă a unor soluții de presare noi, eficiente atât din punct de vedere economic cât și tehnic. În contextul dezideratului menționat anterior, Festo a introdus pe piață, începând cu anul 2016, o soluție completă de presare, optimizată din punct de vedere al costurilor, bazată în special pe componente standard Festo, ale căror performanțe, după cum bine știți, au fost validate de-a lungul anilor în industrie. Putem observa astfel în componența kitului de servopresă rectică Festo următoarele componente, în general valabile în 5 zile. Avem un servomotor de tip MMS, un cilindru electric cu șurub cu bile SBF, o celulă de forță SKDA, un pachet software gata integrat în platformă, un controller de servomotoare de tip CMMP și un PLC special Festo, un PLC CCCX. Toate componentele menționate anterior funcționează în aplicații industriale din întreaga lume de cel puțin 5 ani, feedback-ul clienților referitor la durata de viață fiind unul extrem de pozitiv, echipamentele diferențiindu-se față de competiție prin fiabilitate, performanță și punere în funcțiune facilă. Pentru a avea o vedere de ansamblu, vă propun să vizionăm împreună următorul video în care se descriu în detaliu componentele sistemului de servopresă Festo. În primul rând, avem partea de hardware, format din servomotor, un kit axial sau paralel, o celulă de forță și accesorii opționale de montaj. Și aici mă refer la kituri de montaj, fie că e vorba de prinderi pentru cilindru sau montaj în flanșă și așa mai departe. Mai apoi trecem la partea de tehnologie de control. Coloana din mijloc vă arată controllerul de tip CMMP, ce comunică via CAN cu PLC-ul Festo. Comunicația via CAN este integrată și asigurată de către Festo, nu necesită parametrizare sau programare suplimentară. PLC-ul Festo rulează o aplicație integrată bazată pe mediul de programare CodeSys. Aici, iarăși, nu este nevoie de intervenția utilizatorului, totul este livrat de către Festo. Tot ceea ce trebuie să faceți este să accesați interfața web găzduită de acest PLC Festo. Deci, toate componentele se interconectează la un switch, spre exemplu, și din laptop sau din calculatorul de proces accesăm interfața web. Interfața web de care menționam oferă funcționalitate, adică alegerea componentelor, și aici este extrem de ușor pentru că avem deja codurile menționate în interfață. Puteți practic să ajungeți doar în câteva clicuri la
a defini complet configurația de servopresă. Mai mult, puteți să definiți pașii procesului de presare. Adică, spre exemplu, avem presare în regim de forță, presare, poziționare, presare în regim de poziție, delay-uri, output-uri, toate pot fi, toate aceste secvențe pot fi incluse într-o rețetă. Interfața Festo permite definirea până la 100 de astfel de programe, de rețete, fiecare program având la rândul lui câte 100 de pași. Valorile pe care le puteți introduce în această interfață nu trebuie să fie statice neapărat, deci nu trebuie să introduceți valori de cote sau de forțe, spre exemplu, ci puteți să utilizați pentru fiecare parametru o variabilă. Deci, flexibilitatea este maximă. Mai departe, puteți să definiți procesul de presare. Odată definit programul, introduceți o piesă de test etalon, rulați acest program definit și vă rezultă un grafic etalon. Acesta poate fi prelucrat ulterior în sensul adăugării unor limite sau unor ferestre, respectiv anvelope de monitorizare. Pe tot parcursul rulării acestui program de test, acestui program de referință, aveți permanent feedback de poziție, forță și viteză. Orice invalidare a uneia dintre condițiile enunțate anterior conduce la un rezultat de presare not OK, afișat în logul de producție disponibil atât în interfața web, cât și pe SD card, server FTP sau via comunicație. Din punct de vedere al comunicației, o să vedeți în cele ce urmează, avem disponibil Profinet, avem disponibil Ethernet IP și Modbus. Bun. Haideți să trecem în revistă rapid și datele tehnice ale soluției de presare Festo. Avem curse standard ale cilindrului cu șurub cu bile, între 100 și 400 de milimetri. Din motive ce țin, bineînțeles, de reducerea costurilor, mergem întotdeauna pe aceste variante. La cerere doar se pot executa și dimensiuni custom, dimensiuni preferențiale. Plaja de forță este cuprinsă între 0 și 17 kN, divizată în mai multe mărimi constructive, 0,8 kN, 1,5 kN, 4, 7, 12 și maximum de 17 kN. Viteza maximă de deplasare, avem 250 de mm pe secundă pentru cele mai mici dimensiuni. Acesta scade, bineînțeles, în momentul în care ajungem la mărimile constructive de peste 10 kN. Protocoalele de comunicație, cum am menționat și anterior, Profinet, Ethernet IP și Modbus. Este posibil și un EtherCAT via conexiune Modbus. Acuratețea măsurătorilor în regim de forță este foarte bună, în jurul valorii de 0,5% din plaja de forță, iar repetabilitatea este asigurată de performanțele bine cunoscute ale cilindrului cu șurub cu bile, avem precizie de poziționare undeva la sutime de milimetru. Frecvența de măsurare a celulei de forță, iarăși a fost un subiect dezbătut pe larg în prezentările anterioare, avem 1000 de măsurători pe secundă, deci avem un feedback extrem de bun al celulei de forță. Bun, este timpul pentru un nou pol acum. Haideți să vedem ce tipuri de operațiuni de presare ați întâlnit în industrie. O să vă rog tot așa să selectați trei răspunsuri în ordinea importanței. Nu le selectați pe toate, pentru că atunci și polul nostru o să dea 100% și nu vom ști pe ce anume să ne pliem.
Bun, sunt ultimele secunde în care se mai poate vota. Văd că deja majoritatea ați votat, iar răspunsurile sunt conform așteptărilor, ca să spunem așa. Bun. Haideți să vedeți și rezultatele. Așa cum ne așteptam, aplicațiile de fixare sunt cele mai des întâlnite. Pentru aceasta, vă propun să vedem și ceea ce vă propunem noi în materie de procese de presare. Tipurile de procese de presare care au fost gândite pentru Servopresa Festo includ fixare, presare, ștanțare, tăiere, mituire, inserare, îndoire, ambutisare, alipire, procese de sertizare, îndreptare și, nu în ultimul rând, testare resorturi. Vă propun să începem mai întâi cu aplicațiile de fixare, deoarece mă bucur că am anticipat răspunsul dumneavoastră de la poll. Acestea reprezintă majoritatea aplicațiilor industriale de presare. Acestea presupun inserția unor piese într-un proces de presare, în cadrul căruia, prin monitorizarea și controlul forței și poziției, se realizează o funcție de monitorizare a calității, în sensul detecției unor defecte, fie că au apărut prin prelucrarea mecanică a piesei sau cauzate, spre exemplu, de un montaj incorrect. După cum se poate vedea și în videoul ce rulează, sunt necesare funcții complexe de monitorizare a presării pentru a asigura, în special, o minimă deformare a componentelor implicate, în special în cazul în care sunt implicate piese realizate din materiale cu o rigiditate diferită. Aici intervine, bineînțeles, calitatea prelucrărilor mecanice. De asemenea, fie că este vorba de presarea unor piese electronice, dimensiuni sau inserția bilelor în rulment, spre exemplu, soluția de presare trebuie să asigure posibilitatea de interschimbare rapidă a profilurilor de presare, deci mai multe rețete pentru a se adapta cât mai multor produse și fixturi. În acest context, ați văzut și înainte că am menționat cele 100 de rețete, a câte 100 de pași ce pot fi integrate cu interfața Festo. Bineînțeles, când discutăm de variația parametrilor pe comunicație, posibilitățile se extind exponențial. În general, aplicațiile de presare necesită o forță ce poate ajunge până la 15 kN în industria de electronic and light assembly și până la 80 de kN în industria constructoare de mașini. Următoarea operațiune de presare pe care vreau să o vă prezint este legată de operațiunile de presare, sau mai bine spus, comprimare, determinată de modificări ale formei produselor procesate. Sunt frecvente aplicațiile de presare în industria de electronic and light assembly, precum formarea contactelor electronice, formarea materialelor sensibile, precum aluminiu, oțel inoxidabil, aliaje sau sticlă. Iar în industria constructoare de mașini avem aplicații de producere a bateriilor, spre exemplu, de formarea contactelor bateriilor sau de presare iarăși a unor materiale sensibile, precum aluminiu sau diferite aliaje. Văd deja că avem o serie de întrebări. O să răspundem la final acestora. Avem acea sesiune de 15 minute de Q&A și le vom dezbate pe larg. Bun. Haideți să discutăm și despre aplicațiile de sertizare. Acestea sunt frecvent întâlnite, în special în industria de electronic and light assembly, în asamblarea conectorilor. Forțele necesare în cadrul acestui segment de industrie nu depășesc de regulă 4 kN, însă am avut și aici aplicații speciale care au trecut peste acest prag. De obicei, dacă discutăm de aplicații de sertizare pentru produse destinate în special industriei AMI, necesarul maxim de forță poate să ajungă în jurul valorii de 15 kN.
Bun. Operațiunile de alipire. Alipirea este în principiu o tehnică de fixare mecanică de mare viteză. În industria constructoare de mașini și în industria de electric and light assembly există aplicații de îmbinare în puncte a componentelor din tablă mecanică, metalică de aproximativ 0,5 până la 3 mm grosime, având o grosime totală a îmbinării de aproximativ 6 mm din experiența noastră. Alipirile, în general, sunt invizibile, sunt utilizate în principal pentru procese necritice, deoarece nu sunt la fel de puternice precum operațiunile de sudură sau cele de tip nituire. Aplicațiile de testare resorturi, acestea presupun un control avansat în forță, atât pe avans, cât și pe revenire. Aplicațiile de testare resorturi se regăsesc în special în industria de electric and light assembly, dar pe o plajă de forță extrem de redusă, în general în valori de până la 1 kN, dar dacă discutăm de industria constructoare de mașini, acolo, în funcție de specificul fiecărui tip de amortizor, spre exemplu, forța poate să crească până la valori mult mai mari. Servopresa Festo poate să deruleze și aplicații de nituire. Acestea se definesc prin fixarea pieselor prin presare în cadrul unui proces de asamblare, spre exemplu. Sistemele de nituire, dacă sunt de tipul celor cu autoperforare, spre exemplu, sunt utilizate în zonele de caroserie, asamblare interioară din industria automotive, dar și, spre exemplu, în cazul producției corpurilor mașinilor de spălat. De exemplu. Bun. Haideți să prezentăm acum, pentru că am discutat despre tipuri de aplicații de presare, însă trebuie să dezbatem un pic și metodele de abordare a acestora și pentru aceasta putem să luăm ca exemplu următorul caz. Avem un pin ce trebuie inserat 14 mm într-o piesă de lucru, cu un prag maxim de forță de 1000 de newton. Soluția pare foarte simplă, trebuie să integrăm practic o mișcare relativă de cursă 19 mm a capului de presare, aparent fiind suficient la prima vedere chiar și integrarea, spre exemplu, a unui simplu cilindru pneumatic reglat să livreze această forță și să execute cursa dorită. Bun. Avem și diagrama de forță și poziție în condiții ideale. Se poate, cum am spus, la prima vedere realiza foarte rapid o astfel de ciclogramă, însă aceasta definește un caz ideal în care nu sunt luate în calcul toleranțele pentru piesa de lucru, pinul și pozițiile acestora în raport cu capul de presare. Dacă introducem în calcul și toleranțele impuse, fie că este vorba de precizia de poziționare dată de calitatea prelucrărilor mecanice, fie că discutăm de toleranțe în sensul mai multor tipuri de piese procesate de către sistem, rezultă că mișcarea relativă estimată inițial generează un proces de presare invalid. Soluția este, bineînțeles, utilizarea funcțiilor servopresei Festo YJKP. Utilizarea funcției de detecție de prag, spre exemplu, ne ajută să detectăm punctul de contact dintre capul de presare și pin. Astfel putem să realizăm de fiecare dată o mișcare relativă, corectă, cu monitorizare de forță, începând cu punctul de contact detectat. Bun. Haideți să trecem la un nou pol. Mă interesează să aflu de la dumneavoastră ce informații sunt necesare pentru alegerea și dimensionarea unei soluții de servopresă. O să am aceeași rugăminte să răspundeți la maximum, cu maximum trei variante, în ordinea importanței pe care o
o considerați, astfel încât să avem un rezultat valid al acestui poll. Sunt ultimele secunde de votat. Văd că, în general, lumea a început să voteze mult, mult mai mult. Pragul electoral este bun, este atins. Bun. Haideți să vedem acum și răspunsurile. Așa cum anticipam, lungimea de cursă și forța de presare necesară reprezintă răspunsul. Evident, ca să spun așa, este primul contact cu clientul și baza discuției pentru un proces de presare. Haideți să vedem acum și recomandările Festo. Cum identificăm, practic, cerințele unui proces de presare? Din experiența proiectelor realizate de până acum, pot să vă spun că clasamentul rezultat în urma polului reflectă oarecum realitatea, însă alegerea și dimensionarea echipamentelor bazată exclusiv pe aceste date este de cele mai multe ori insuficientă. Haideți să luăm, spre exemplu, informațiile de pe ecran. Clientul ne solicită o aplicație de presare de 100 de milimetri, forța necesară 2 kN, timpul total de ciclu 18 secunde. La prima vedere, pare mai mult decât suficientă o servopresă de 4 kN, însă dacă cei 18 secunde de timp de ciclu nu se referă exclusiv la timpul de presare și constatăm că beneficiarul a estimat timpul total de proces, adică și alte poziționări sau procese de altă natură, vom constata că pentru procesul de presare rămân, spre exemplu, doar 4 sau 5 secunde uneori și mai puțin. Pentru atingerea acestui timp de ciclu este astfel necesară creșterea valorilor de dinamică, de viteza servopresei, ceea ce rezultă imediat într-o forță de presare mult crescută. Recomandăm astfel utilizarea următoarelor soluții de dimensionare Festo. În primul rând, opțiunea numărul 1 reprezintă utilizarea formularului de culegere a datelor de proces. Acesta poate fi descărcat de pe site sau poate fi solicitat către noi. Formularul vă permite să realizați schițe, vă permite să alegeți toate valorile relevante pentru un proces, astfel încât și discuția cu noi să decurgă mult mai ușor. Formularul este disponibil la cerere prin e-mail către tehnica@festo.ro sau poate fi distribuit de către inginerul de vânzări responsabil de zona dumneavoastră. Opțiunea 2, în cazul în care ați completat formularul online și sunteți siguri de datele de proces, puteți să treceți la utilizarea configuratorului. Pe site-ul festo.ro există o modalitate de configurare a acestei soluții de presare, care vă ajută să parcurgeți fiecare opțiune din codificarea kitului de servopresă Festo. După selectarea tuturor opțiunilor de configurare, explicate succint direct în portal, vi se va genera un cod de comandă pe care îl puteți utiliza ca referință asupra configurației realizate și trimite către noi pentru analiză, validare și, bineînțeles, ofertare. Varianta 3, în cazul în care aplicația este mult mai complexă, se pot realiza simulări pentru a valida din punct de vedere dinamic configurația de servopresă. Festo Positioning Drives ne ajută să estimăm încărcările pe motor, axa, încărcările pe axă, încărcările pe ghidaj, în contextul datelor de proces introduse. Se poate de asemenea furniza un raport complet care să includă și service life-ul estimat. Programul este public, poate fi descărcat, cum am spus, de orice persoană direct din Festo Support Portal. La nevoie, vă recomandăm însă să contactați tehnic@festo.ro pentru asistență în utilizarea programului și furnizarea soluțiilor corecte și optime. Nu în ultimul rând, dacă există proiecte complexe
Se pot realiza simulări la scară utilizând piese etalon furnizate de către dumneavoastră sau de către beneficiarul final pentru a valida din punct de vedere dinamic configurația de servopresă. Acest serviciu se poate realiza la cerere, poate varia, bineînțeles, ca și durata transmiterii unui răspuns sau a costurilor de testare în funcție de complexitatea fiecărei aplicații în parte. Pentru cereri de testare sau validare în vederea integrării echipamentelor de presare Festo, bineînțeles, vă rugăm să vă adresați tehnica@festo.ro. Bineînțeles, vreau să menționez faptul că toate operațiunile de testare sau toate datele de proces furnizate de către Festo beneficiază, așa cum vă așteptați, de confidențialitate. Nu există terți către care noi trimitem datele de proces sau imagini sau schițele dumneavoastră, astfel încât să distribuim informații până la urmă sensibile sau cu caracter intern. Bun, cred că am ajuns și la momentul cel mai așteptat probabil de către noastră, prezentarea referințelor din industrie. În acest slide puteți observa o scurtă listă de integratori cu care am lucrat pentru dezvoltarea a cel puțin câte unui proiect care să includă servopresa Festo YJKP. Din păcate, din motive de confidențialitate, nu am putut să includem toți beneficiarii finali ai proiectelor, însă de aceștia putem menționa grupul Autoliv, grupul Continental, Leoni Wiring, Delphi, ThyssenKrupp Bilstein și mulți alții, lista poate să continue. Prima aplicație pe care vreau să o prezint a fost integrată anul trecut împreună cu partenerul Festo, firma Flacăra Impex din Bistrița, în cadrul firmei Barum Automotive Timișoara. Aplicația a constat în fixarea unui ansamblu de 5 componente metalice, ce necesită control în forță, data logging și monitorizare grafice de presare. Pe parcursul acestui proiect am acordat, bineînțeles, asistență tehnică către integrator și către beneficiarul final pentru a ne asigura cu toții că am înțeles datele aplicației, am ofertat în consecință. Mai apoi a existat, bineînțeles, suport tehnic din partea noastră și am ajuns, iată, la un rezultat care arată foarte bine și funcționează într-un regim extrem de stresant de producție de mai bine de un an, feedback-ul clientului fiind extrem de pozitiv, urmând, bineînțeles, să existe replicări ale acestui proiect. Cea de-a doua aplicație pe care vreau să o prezint a fost integrată tot împreună cu firma Flacăra Impex din Bistrița, de data aceasta în cadrul Leoni Wiring. Aplicația a constat în inserarea unor pini într-un conector auto. Aplicația de servopresă Festo a fost predată la cheie de către integrator și a inclus, pe lângă operațiunea de presare, operațiuni de control de calitate prin inspecție vision, data logging, interfață operator și două axe de poziționare și centrare a capetelor de presare și a cuibului în care este fixată piesa. Tot acest design a fost realizat în colaborare cu Festo România. Am ajutat la dimensionarea tuturor elementelor și la obținerea unei soluții cât mai compacte și cât mai eficiente din punct de vedere al spațiului și al timpului de ciclu. Toate componentele pe care le vedeți, mai puțin partea de inspecție vision, toate componentele sunt Festo. Din motive de confidențialitate, mai multe detalii legate de aplicațiile pe care vi le prezint le puteți afla fie direct contactând integratorul, fie contactând beneficiarul final. Puteți să ne scrieți și nouă și să vă ajutăm să aflați mai multe despre aceste aplicații. Cea de-a treia aplicație este o aplicație de inserare PIN. De fapt, este o aplicație practic a unei piese metalice. Este un proces acolo de a fost integrat în cadrul Faist Mecatronic Oradea. Este un proiect foarte frumos,
tot așa funcționează de mai bine de un an în regim de producție complet. Aplicația este foarte, foarte rigidă, foarte bine dimensionată, există documentație furnizată clientului, a existat asistență tehnică, nu au existat probleme pe parcursul punerii în funcțiune și pe parcursul parametrizării acestei aplicații. Bun. Haideți să după ce am trecut în revistă o mică parte a proiectelor de automatizare în care a fost inclusă Servopresa Festo, în continuare putem să dezbatem noutățile. Pentru că ați văzut aplicațiile realizate până acum, e bine, Festo vine în sprijinul noastră cu mai multe funcții noi. Astfel, începând cu ianuarie 2019, s-a lansat pachetul de funcții software avansat din punct de vedere al funcționalității de presare. Acesta este destinat proceselor complexe. Ca și funcții, menționăm Force Control, Advanced Force Mode și Force Control with Velocity Switching. O să le detaliez în slide-ul următor pe fiecare. Menționez din start că upgrade-ul se poate realiza pe orice kit de servopresă Festo prin introducerea unei licențe speciale contra cost sau prin configurarea noilor produse direct cu opțiunea de pachet de extindere software opțional. Este disponibilă în configuratorul online. Concret, aplicația Force Control oferă utilizatorului posibilitatea de a menține un prag de forță impus pentru o durată de timp definită în cadrul procesului de presare. Acest lucru este posibil și în varianta de licență standard, prin includerea unor delay-uri, însă nu este posibilă acordarea regulatorului pentru a ne asigura rămânerea într-o zonă acceptabilă de toleranță a pragului de forță fixat. Această funcție permite rejectarea unor posibile perturbații externe ce pot apărea în cazul în care se dorește menținerea constantă a unui prag de forță. Practic, avem acces la ajustarea parametrilor regulatorului PI pentru a reduce suprareglajul. Așa cum vedeți și în slide, există un application note, un ghid pas cu pas disponibil în suport portal. În cazul funcției Advanced Force Mode, putem integra o rampă de decelerare controlată, declanșată de atingerea unui prag de forță. Această rampă de decelerare controlată permite atingerea pragului de forță dorit mult mai rapid și, nu în ultimul rând, mult mai precis. Avem, din punctul acesta de vedere, posibilitatea de a testa și de a vă demonstra aceste funcții utilizând demo case-ul Festo, în care puteți să vedeți din start diferențele față de varianta standard. Din experiența de până acum, avem o reducere a timpului de ciclu cu până la o jumătate. Controlul în forță cu profile de viteză diferite, adică acest force control cu velocity switching, poate fi activat opțional în modul de control în forță avansat explicat anterior. Această funcție oferă o viteză crescută, o viteză de avans, ce poate fi setată până la o poziție intermediară, spre exemplu o poziție până în proximitatea punctului de presare. Începând cu acel prag, sistemul frânează până la o viteză setată, Vmax, fără să se oprească însă. Pe lângă reducerea considerabilă a timpului de ciclu, această funcție ajută și la creșterea duratei de viață a servopresei prin eliminarea la fiecare utilizare a unei opriri și a unei porniri. Aceste două mișcări, deci oprirea și pornirea, reprezintă din punct de vedere mecanic cele mai stresante operațiuni pentru elementele mecanice. De asemenea, în cadrul aceluiași ghid online, Festo Application Note, există un capitol dedicat pentru metodele de parametrizare ale acestei opțiuni. Bun. Mai mult decât atât, Festo vine în sprijinul clienților săi prin extinderea gamei de forțe de presare
până la valoarea de 100 de kN. Știu că au fost din partea multora dintre noastre aplicații și ați dorit să puteți să integrați servopresa Festo în aplicații cu ce implică forțe mai mari decât 17 kN. De acum este posibil. Avem variante de 30 de kN până la 50 de kN sau vedeți trei variante cu o forță maximă de până la 100 de kN. Specificațiile tehnice legate de cursă, protocoale de comunicație, interfețe cu utilizatorul, etc., rămân neschimbate. Noile variante sunt compuse din aceleași echipamente Festo special proiectate pentru a performa într-o gamă extinsă de forțe. Există, după cum puteți să vedeți, doar opțiunea cu kit paralel, reductor, servomotor, cilindru cu șurub cu bile și celulă de forță. Bineînțeles, rămâne și partea de control, deci controller, PLC Festo și interfață web. Pentru dimensionare și ofertare, vă rog să contactați direct tehnica@festo.ro. Aceste variante pentru moment nu pot fi configurate utilizând configuratorul online sau software-urile de positioning drives. Bun. Pe lângă suportul oferit de către Festo în culegerea datelor de proces, respectiv alegerea și dimensionarea echipamentelor necesare proceselor noastre de presare, puteți beneficia contracost și de suport la punerea în funcțiune, fie la fața locului, fie remote. Avem aici suport de punere în funcțiune pentru servopresa Festo on-site. Asta presupune verificarea cablajelor electrice, verificarea cuplajelor mecanice, asigurarea că toate accesoriile sunt montate corespunzător și sistemul practic este pregătit pentru a fi pus sub tensiune și începută parametrizarea. De asemenea, în cazul în care aveți nevoie de asistență tehnică remote, putem să facem și acest lucru. Putem inclusiv să acordăm suport pentru integrarea către un master PLC. Aici, bineînțeles, trebuie să discutăm în paralel, pentru că, după cum știți, sunt foarte multe tipuri de PLC-uri, nu le putem stăpâni pe toate, însă acordăm suport pentru principalele branduri. De asemenea, acordăm în acest sens și suport remote. Dar în partea de conexiune cu PLC-urile master, aici vreau să insist un pic, există funcții bloc, există exemple de program, deci nu trebuie să vă bazați doar pe experiența noastră sau pe suportul tehnic oferit de către noi. Suplimentar, Festo oferă și acces extrem de facil către documentație, fișe tehnice, certificate, elemente software, precum funcții bloc, firmware și, cum am menționat anterior, și tutoriale pas cu pas. Vă încurajez să intrați pe site-ul Festo. Aici găsiți toate informațiile relevante. Nu vă speriați de secțiunea Expert Knowledge. Ea nu este destinată experților, ci vă ajută să aflați informațiile experților Festo. Aveți, cum am zis înainte, ghid pas cu pas pentru principalele operațiuni. Fie că e vorba de punere în funcțiune, utilizarea funcțiilor Advanced Force Mode, configurare elemente de logging sau comunicație cu principalele branduri de PLC-uri. Pe lângă accesul la documentație, Festo a lansat și canalul de YouTube, Festo Service. Dacă preferați să vizualizați un video, vă recomand să accesați acest canal. Există un playlist special pentru servopresa Festo. Există un link în handout-uri care vă ajută să accesați acest canal. Nu, canalul nu este limitat doar la informații legate de servopresă, există și informații legate de restul echipamentelor Festo, fie că e vorba de noile controlere, elemente de pneumatică, insule de ventile și așa mai departe. Vă încurajez să le vizionați, reprezintă din feedback pe care îl avem până în acest moment cea mai utilă formă de aflare a informației și ajutorare practic a clientului. Bun. A sosit momentul pentru întrebări. Aștept întrebări din partea noastră. Mă interesează
Care este feedback-ul? Cum vi s-a părut prezentarea? Ce informații vreți să aflați? Bun. Avem o întrebare venită de la un client referitoare la necesitatea unui plan de calibrare regulată a celulei de forță SKDA. Celula de forță vine cu un certificat metrologic, deci vine cu un certificat de calibrare în funcție de specificul fiecarei aplicații și în funcție de cerințele impuse de către beneficiarul final, procedurile de calibrare se pot realiza mai des sau mai rar. Recomandarea noastră pentru celula de forță ar fi în principiu o dată pe an. Certificatul furnizat de către Festo este valabil, este conform standardelor UE. La cerere putem să discutăm acest subiect pe larg și să vedem cum putem să vă reînnoim acel certificat de calibrare sau, bineînțeles, dacă acesta corespunde cerințelor noastre. Bun. Haideți să vedem dacă este pe ce să mai zic restul pașilor din rețetă. Bun. Avem o altă întrebare referitoare la pașii programului, la un pas, dacă un pas al programului este invalidat, de ce se execută restul pașilor de rețetă. Există două posibilități în acest caz. Pașii programului nu au neapărat o logică de oprire a procesului. Există în acea interfață o opțiune care se numește Configure Error Reaction. Acolo puteți să configurați, să bifați acea opțiune în cazul în care apare o eroare, abia atunci procesul este oprit. Suplimentar, pentru a implementa condiții de oprire a procesului de presare, sunt necesare a fi implementate acele ferestre, anvelope sau praguri de forță. Dacă nu se introduc acele ferestre în zonele pe care vreți să le monitorizați, spre exemplu, acolo puteți să puneți condiții pe unde să intre graficul în acea fereastră, pe unde să iasă graficul, abia atunci veți avea o invalidare a procesului, iar el se va opri. Bun. Haideți să mai citim câte. În cazul în care există probleme în acest sens, în sensul faptului că nu servopresa practic nu reacționează în cazul în care se invalidează un pas, putem să discutăm și vă rog să mă contactați ca să aflu toate detaliile aplicației. Bun, când va fi disponibilă comunicația EtherCAT? Comunicația EtherCAT este, din punct de, mă rog, directă, fără modbus, văd că asta este mențiunea. Comunicația EtherCAT are nevoie, din punct de vedere hardware, de un alt suport, de o altă placă internă în acest PLC, diferită față de cea de Profinet. În momentul de față, având în vedere că se poate comunica cu PLC-urile back-off via Modbus. Există în plan lansarea unei opțiuni de EtherCAT începând cu, din informațiile mele, luna aprilie anul viitor. Deci abia atunci vom putea să discutăm despre comunicație EtherCAT în adevăratul sens al cuvântului. Bun. Bun, mai există o întrebare legată de dezvoltarea aplicației web-based Codesys pentru ușurarea metodelor de integrare a ferestrelor de monitorizare, nu prin valori, deci nu prin limite, ci prin drag and drop. Este un feedback pe care l-am mai primit, am transmis și noi către dezvoltatorii din Germania. Există în plan dezvoltarea acestei aplicații.
aceste interfețe. Tot așa rămâne să vedem ce va aduce următorul update, următoarea evoluție, Evo 4, începând cu aprilie 2020. Am o mențiune în acest sens, pentru că v-am tot vorbit de acest update de Evo 4. Toate update-urile de software ale Servopresei vor putea fi integrate și pe soluțiile existente. Deci, dacă ați achiziționat o soluție de servopresă, puteți să, în viitor să upgradați funcționalitatea acesteia. Nu sunteți limitați din acest punct de vedere. Dacă vor exista diferențe de ordinul hardware al echipamentelor, vă vom anunța și vom vedea la timpul respectiv dacă este nevoie să schimbăm și echipamente hardware. Bun. Există și, văd că sunt și întrebări legate de reacția PLC-ului la erori. Este un subiect pe care îl cunosc și îl tratez individual. O să vă rog să mă contactați direct în acest sens. Dacă LED-ul roșu al PLC-ului Festo reacționează, este aprins practic în momentul în care nu avem o eroare pe sistem. Există o explicație din acest punct de vedere. Ea poate fi, această reacție poate fi parametrizată. Oricum, nu afectează funcționalitatea PLC-ului. În momentul de față, deși ea este activă, nu are decât o, deși ea poate fi activă, de exemplu, nu are decât un impact vizual. Nu afectează procesul, dar există rezolvare. Bun. Următoarea întrebare este legată de timpul de resetare al protocolului Modbus. Sincer să fiu, nu am un timp estimativ. Pot realiza teste la cerere. Inițializarea comunicației de obicei este de ordinul câtorva secunde, dar în cazul unei suprasarcini, adică în cazul depășirii unui prag de forță, să înțeleg, sau în cazul unei erori care să oprească funcționalitatea servopresei, comunicația în principiu nu trebuie reinițializată. Resetarea sistemului, dacă presupune scoaterea de sub tensiunea întregului utilaj, acolo, bineînțeles, intervin mai mulți factori în discuție, timpul de pornire al PLC-ului, inițializarea comunicației, timpul de pornire al PLC-ului master și așa mai departe. Pentru orice alte întrebări, vă încurajez să mă contactați atât pe adresa mea, cât și pe adresa technica@festo.ro. Ultimul lucru pe care vreau să-l menționez, vă rog să aveți în vedere următorul nostru webinar. Acesta se intitulează Monitorizarea și diagnosticarea rețelelor industriale. Vom dezbate subiecte legate de ce anume este necesar pentru monitorizare și diagnosticare, modalitățile prin care putem să realizăm aceste operațiuni și soluțiile Festo. Prezentatorul următorului webinar este colegul meu, Traian Stamate, manager al Departamentului Didactic Festo România. Vă mulțumesc mult pentru prezență, așteptăm întrebările noastre și sperăm într-o colaborare cât mai frumoasă și la cât mai multe proiecte. O zi bună! Numai bine!